USTB, USTB, I'm gonna fuck you up. Astăzi am venit pupa să ia niște bani ca să mă pomenească cică pe mine și pe ei mei. I-am zis, bă, stai liniștit că mă pomenesc alții în fiecare zi. Soma te grau, fraților, pentru a doua oară în carantină. Se pare că am virusul. Cred că asta ar fi ultima problema mea. Dacă s-ar lua și tot ce am aici să mai scap de ele ar fi extraordinar. Așa că am foarte mult timp liber și am să fac un episod pe final de an în care să vă mai arăt una alta, pentru că am foarte mult timp liber. Am făcut curat, am spălat, am călcat, am cusut, am făcut mâncare, etc., etc. Tot îmi rămâne timp. Mi-e dor de niște saci și am foarte multă energie. În episodul de astăzi vreau să fac și un giveaway. Cine știe cât fac 2 plus 2, să scrie în comentarii mai jos și o să primească o pungă cu turtiți. Am găsit niște sample-uri foarte interesante și m-am gândit să fac un instrumental, să fac chiar un instrumental. O să-l fac tot pe MPC, repede, ba ba bam, bu, bu, bum. Am niște sample-uri. Repet, acest episod iar nu e pentru toată lumea. Cine vrea să stea să asculte, să vadă cum iese, poate să stea, e binevenit. Cine nu, l-a colindat, frate, că e foame mare. Bun, am niște sample-uri, după cum spuneam, ia să vedem. Place cum sună, așa, și acum să îl ciopărțim, bababam, bubum. E un proces care e destul de plictisitor, de tăiat, de așezat, de blababa, toată lumea știe cum se face, nu cred că e necesar să fac treaba asta. Ia să vedem, să vedem ce tobe punem. Zmeu ninja, motherfucker! Ca să știu unde l-ai auzit prima oară. Colac peste pupăză, am ales niște tobe care sună cam așa. Am ciopărțit și sample-ul. Am setat BPM-ul la 80, n-am nimic în cap. Avem tubele, avem sample-ul, hai să-i dăm drum. Nimic nu e premeditat, toată lumea știe cum să pună niște tobe și un sample, nu e mare brânză, nici nu pretind că e mare brânză, numai că îmi place să fac tot ce fac aici. Cred că mai complicat e să cunoști aparatul în sine decât să faci muzică. Lucru de care m-am convins de-a lungul anilor, pentru că și acum sunt sigur că sunt multe chestii pe care nu le știu despre MPC. E o mașinărie extraordinară. Nu știu ce aș face fără tine. Să-i dăm drumul, zic. Ba ba bam, bu, bu, bum. Thank you.
asta sună incredibil. Bun, ia să o piciuiesc puțin. Așa. Dacă a fost ceva premeditat. Sună chiar bine, nu știu dacă o să ți-l pun pe YouTube. A sau B, A sau B, A. A sau B, A sau B, A sau B. Meu ninja. Și pentru astăzi sper că v-a plăcut, mie mi-a plăcut foarte mult. Încă mă mai gândesc dacă o să îl pun pe ăsta pe YouTube sau o să fac altul, dar dat fiind faptul că nu-mi place să iau decizii, probabil că o să-l las pe ăsta. Și voiam să mai spun că eu apreciez toate mesajele de pe YouTube și de pe ce-o mai fi. Ăsta a fost ultimul video de pe anul ăsta. Ce vă doresc, liniște și fericire. La anul o să vin cu un proiect nou, mai multe episoade din Howless Bowless, chestii mai interesante decât anul ăsta, pentru că nu sunt vlogger și astea nu sunt vloguri, sunt doar Howless Bowless. Și cei care vor să-mi dea sfaturi despre cum să editez sau cum să le fac sau cum să le țină pentru ei, că n-am nevoie, îmi place să învăț din greșeli. Și asta am să fac de acum înainte. Zmeu ninja, motherfucker!